Înmormântare după 3 luni de așteptare în județul Mehedinți. Tânărul care a murit în luna iunie în Anglia într-un accident cu bicicleta a fost condus pe ultimul drum. Familia a reușit să aducă în satul natal trupul neînsuflețit al acestuia după ce rudele au fost de acord cu prelevarea de organe. Promisiunea că va fi trimis acasă pe cheltuiala englezilor a fost îndeplinită abia acum, la insistențele scriitorului Viorel Mirea. După 3 luni de așteptare, familia lui Alexandru Zianu Vasiliu a reușit să aducă în țară trupul neînsuflețit al acestuia. Sâmbătă, tânărul de 24 de ani, care a murit pe 11 iulie într-un accident de circulație în Anglia, a fost condus pe ultimul drum în satul său natal din Mehedinți. Străinii i-au prelevat organele cu acordul familiei. Scriitorul Viorel Mirea s-a ocupat în aceste luni să-l aducă în țară. Acesta susține că demersurile au fost dificile. Cu ajutorul unei firme de avocatură din România, englezii au cedat. Firma de telefonie, prin intermediul căreia mama lui Alexandru a fost contactată de un spital din Londra pentru a lua acceptul în vederea prelevării de organe, și-a dat acordul să plătească transportul, care costa aproximativ 3.500 de euro. Cu cele care au fost de acord a fost ficatul, rinichii, plămânii, pancreasul, cornea de la ochi, care mi-au spus că e benefică celor orbi, iar inima mi-a spus că nu era bună în totalitate, fiind numai cămașa și aortele, deci în care are loc inima, care mi-au menționat că acelea deja erau pregătite pentru un băiat de 20 de ani. Din clipa aceea, deci asta fiind în data de 15 iulie, nu m-a mai contactat absolut nimeni. A acceptat să ia organele ca să le aducă în țară. Ei n-au bani, n-au cu ce trăi, ceau. Au 4 milioane de la ajutor, plus alocația copiilor, sunt cei 4 în casă. A mers acolo să-și facă un trai mai bun și ia că ce trai și-a făcut, venind într-un sicriu. Tânărul în vârstă de 24 de ani avea domiciliul la bunici, în comuna gorjeană Berlești, și a plecat în urmă cu un an și jumătate în Anglia, împreună cu alți prieteni la muncă. Alexandru lucra fără forme legale și locuia într-o rulotă, alături de alții români, într-o suburbie a Londrei. În data de 11 iulie a căzut de pe bicicletă și s-a lovit la cap de un stâlp de iluminat. A murit câteva zile mai târziu la spital.